Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la cea de-a doua lansare a zilei de la standul editurii Spandugino. Sunt multe astăzi, de regulă când sunt lansări multe programate în aceeași zi, se spune că e un maraton. Eu aș prefera o altă formulă, aș zice că încercăm să construim împreună și cu dumneavoastră cei care sunteți de față și cu dumneavoastră cei care ne priviți și cu dumneavoastră cei care ați avut bunăvoința să fiți împreună cu noi, încercăm să construim o stare de spirit. Ne-am adunat azi în jurul unei cărți minunate, în jurul unei mici, mari cărți, să zic așa, Jacques Maritain, o filozofie a educației. E o carte care are mai bine de jumătate de secol, dar care e de fapt foarte, foarte actuală. E o apariție de mare clasă, aș spune, pe piața ideilor de la noi. O traducere exemplară din limba franceză și un studiu de Miruna Tătaru Cazaban. E o apariție editorială care stă în colecția Perpetuo de la editura Spandugino. Suntem împreună cu Miruna Tătaru Cazaban, cu Ioan Stanomir și cu Radu Carp. Îngăduiți-mi să intru în materia discuției de astăzi și să o invit pe Miruna Tătaru Cazaban să ne spună, pe de o parte, cum s-a oprit la această carte și, pe de altă parte, și în calitate de coordonatoare a acestei minunate colecții, ce este cu Perpetuo și de ce e minunat că există. Vă rog. Bună ziua, mă bucur să ne regăsim astăzi într-o formulă așa, față către față, pentru a vorbi despre cărțile din această colecție Perpetuo, pe care am bucuria de a o coordona alături de Bogdan Tătaru Cazaban. Cartea lui Jacques Maritain, O filozofie a educației, nu este primul volum din serie, dar este un volum care continuă deja o perspectivă despre transmitere inițiată de primele două cărți din colecție. Deja sunt cărți și înainte de Jacques Maritain în această colecție și după Jacques Maritain, dar am ținut să marcăm acest moment pentru că e o carte, din punctul meu de vedere, foarte semnificativă pentru tema transmiterii, care e o temă pe care dorim să o ilustrăm foarte mult prin aparițiile din această serie. E un volum care, într-adevăr, cum spunea și domnul Pătrășconiu, are deja peste 50 de ani. Ediția inițială este din 1969. Ar putea părea o carte scrisă în contextul lui mai 1968, dar nu este așa, nu e o reacție la acel moment, ci o reflecție mai generală despre tema educației, într-un context, bineînțeles, de bulversare care caracterizează universitățile, nu numai franceze, pentru că Maritain reflectează la această temă în primul rând din America, ci și, cum spuneam, universitățile americane. Cartea atinge câteva probleme esențiale pentru lumea în care căreia îi se adresează și pentru noi astăzi, după 50 de ani, cum cei care vor citi volumul vor putea vedea. Tema educației rămâne o temă foarte actuală în contextul a numeroase provocări cu care Maritain încă nu era obișnuit și pe care noi astăzi, mai ales cei care suntem în învățământul universitar, le cunoaștem. Maritain e un autor care a intrat deja în cultura română, dar nu în primul rând pe această temă, ci, bineînțeles, pe cărțile sale de filozof creștin, filozof tomist, n-aș spune neotomist, pentru că el însuși nu a creat formula neotomist, dar iată că îl descoperim și sub aspectul acesta de profesor care reflectează la temele majore legate de modul în care putem transmite, de fapt, educația. Și educația, cum o să rezulte din volum, este, în primul rând, din perspectiva lui Maritain, o artă morală. Multe din frazele acestui, din reflecțiile acestor capitole legate în acest volum, de fapt, se referă la educație ca la o temă morală și, bineînțeles, pentru că e vorba de o temă morală, putem să gândim și pericolele pe care educația le are de înfruntat în această a doua parte
a secolului 20 în care scrie Maritain, dar și la început de secol 21. E o temă la care Maritain a reflectat din anii 40, trebuie spus, și pe măsură ce experiența sa americană de predare la universitățile din Chicago sau Princeton, Columbia s-a mărit, ca să spun așa, el a continuat să reflecteze și la un moment dat, în 1969, a dorit să-și adune aceste reflecții într-un volum care, iată, apare și în limba română. Am să închei prima mea intervenție aici, rugându-l pe Ioan Stanomir, prietenul și colegul meu, să preia firul de unde l-am lăsat și voi reveni apoi ulterior. Mulțumim, Cazaban. O să citez din Jacques Maritain: educația este o artă și anume una deosebit de dificilă. Ea aparține prin natura ei domeniului morale și înțelepciunii practice. Termenul Ioan Stanomir de filozofie trimite la ceva înalt, să zic așa, și poate să sperie. Te-aș întreba care este latura pragmatică a unei asemenea perspective. Cum e depus în practică? Pentru că e foarte actual în continuare ceea ce ne spune aici gânditorul magnific francez. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. E într-adevăr o traducere mai mult decât fericită în acest context. Citatul pe care l-ai dat, dragă Cristi, cred că este o cheie de interpretare a întregii cărți. Filozofia în general sperie pentru că e asociată cu complexitatea, cu ariditatea, cu pedanteria, dar dacă privești cu atenție lucrurile, este legată de construcția omului și de construcția omului în interiorul unei comunități. Ca atare, tema despre care scrie Jacques Maritain în această carte este o temă legată de construcția omului în interiorul unei comunități și pentru această comunitate. E interesant că foarte mulți educatori au ambiția de a scrie cărți despre educație, dar foarte puțini dintre aceștia reușesc să scrie cărți fundamentale despre educație. Pentru că educația presupune, în primul rând, cunoaștere, dar în al doilea rând și capacitatea de a face inteligibilă cunoașterea celor care nu o posedă încă, dar doresc să-și o apropie. Ca atare, un profesor ideal, dacă ar fi să folosim această sintagmă puțin cam prăfuită, ar putea fi un mediator între nivelul de la care pornește și nivelul la care se află cei care intră pe porțile școlii. Eu personal mă feresc să vorbesc în public despre educație și despre rostul ei, nu neapărat pentru că am o rezervă față de propria mea profesie, dar cred că sunt alții care pot să vorbească mai bine despre această temă. Eu aș spune că această carte este esențială pentru că ea reunește înțelepciunea practică a două lumi. Jacques Maritain este unul dintre cei care a trecut Atlanticul în circumstanțe dramatice și a dus cu el, practic, un tezaur de înțelepciune al Europei. Dacă noi dorim să înțelegem formidabila dezvoltare intelectuală a Americii din acei ani, trebuie să ne gândim și la cei care, din Franța, din Germania, din Marea Britanie, din Europa Centrală, cu un termen mai larg, au ajuns acolo și au transportat un tezaur de gândire. Eu așa l-am cunoscut pe Jacques Maritain, în Review of Politics, l-am citit pentru prima dată și sunt câteva dintre textele lui cele mai interesante pentru că el, ca și Waldemar Gurian, un alt uriaș gânditor catolic antitotalitar, a înțeles această relație dintre umanism, demnitatea umană și totalitarism. Și cred că agresivitatea cu care noi ne confruntăm astăzi, în forme nu totalitare direct, dar insidios totalitare, poate avea un răspuns din această perspectivă a lui Jacques Maritain, care este o perspectivă echilibrată, este o perspectivă spirituală, dar nu pedantă, și este o perspectivă care se bazează pe tradiție. Este o carte care merită citită de cei care au impresia că sunt profesori. Eu personal cred că trebuie să avem cel mai mare respect pentru cei care sunt cu adevărat profesori, iar
testul pe care îl trece un profesor nu este cel al volumelor pe care le scrie. Acela este autorul. Testul pe care îl trece un profesor este al amintirii, pentru că profesorul durează în măsura în care el este amintit de cei cu care a intrat în contact. Și sunt foarte, foarte mulți oameni, bărbați și femei, care n-au atins acest nivel al celebrității, dar care au fost profesori cu mult mai mult decât mine. Și lor aș spune că trebuie să le închinăm această carte, pentru că ei știu această filozofie practică a dezvoltării umane în direcția împlinirii unui potențial. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu, Ion Stanomir. Mai vreau să mai stăm puțin pe de care derivă și din ceea ce ai spus tu și care are o mare miză, aș spune astăzi. Crezi că liberalismul către care tu ai o mare deschidere, liberalismul de astăzi, se opune sau încurcă perspectiva pe care ne propune Jacques Maritain și, de mic, corectitudinea politică ajută sau încurcă ceea ce ne spune aici Jacques Maritain? Eu cred că orice formă de îngustime intelectuală se opune dezvoltării plenare a demnității umane. Iar corectitudinea politică, dacă a putut fi justificată inițial și poate fi justificată printr-un demers de reparație etică și morală, ea a devenit ceva care și-a depășit scopul originar și este un fel de armă pe care o îndrepți împotriva inamicilor tăi. Ideologiile de astăzi nu mai sunt ideologiile de pe vremuri. Cei care se declară liberal sau conservator nu mai sunt de mult nici liberali, nici conservatori. Și din acest punct de vedere, cred că trebuie să fim extraordinar de prudenți în folosirea cuvintelor, fiindcă foarte mulți dintre cei care se declară liberali sunt mai degrabă progresiști, iar o parte însemnată dintre cei care se declară conservator au devenit de dreaptă radicală. Încât eu am preferat întotdeauna această formulă de sinteză liberal-conservator, tocmai pentru că eu nu mai am ambiția personală de a mai mă revendica direct de la ideologie. Cred că e mai important să ne referim la autori, iar Jacques Maritain este unul dintre aceștia. Dacă vom citi cu atenție cartea lui, vom înțelege că îndoctrinarea, simplificarea, agresivitatea, toate acestea distrug educația, pentru că educația este legată de, nu le-a spune repere morale, de o anumită conformație etică. Copilul, ca să ne referim la cei mai înzestrați dintre profesori, cei care lucrează în școala generală și liceu, copilul intră din familie pornind în căutarea unor repere. Și profesorii pe care eu i-am întâlnit, nu neapărat care m-au fost profesori mie, n-am avut norocul de profesori în școală generală și liceu, de foarte mulți profesori extraordinari, dar am întâlnit alți profesori care au reușit să însemne ceva și de care oamenii își aduceau aminte, precum nu și-au adus aminte de un bagaj de cunoștințe cu expresie tocită, și-au adus aminte de o anumită lumină pe care educația o aduce într-o existență. Și dacă această lumină dă posibilitatea unei alte lumini să existe, eu cred că acela este educator. Eu de aceea v-am spus toată sinceritatea, eu nu mă consider profesor, ar fi o impietate să mă consider eu profesor în raport de alții care au făcut-o cu asupra de măsură, cu mult mai mult decât mine. Unor mi-e mai ușor să mă exprim în scris, pentru că în scris cântărești cuvântul de foarte multe ori. Profesorul când intră este asemenea unui actor. O replică greșită, o postură greșită, o montare de prost gust distruge nu numai o întâlnire cu elevii săi, poate îndruma destine pe o linie greșită și profesorul mefistofelic de tip Naionescu este, cred, exact reperul la care se raportează polemic cu asemenea carte. Mulțumim, Ion Stanomir, pentru acest... Aș zice, trimițând la o altă carte care a apărut foarte de curând la aceeași editură Spandugino, pentru acest elogiu al moderației bune,
Rămânem într-un format un pic restrâns. Mulțumim încă o dată, Ion Stanomir, pentru că ai fost împreună cu noi. Mă duc acum spre Radu Carp, dar nu înainte de a da un citat. Dintre multele pasaje absolut citabile și memorabile, încă o dată extraordinar traduse în limba română de Mona Mirona Tătaru Cazaban. Citez. Ideea filozofică și religioasă despre om poate lua numeroase forme. Când afirm că educația omului, dacă vrem ca ea să fie întemeiată solid și competent, trebuie să se bazeze pe ideea creștină despre om, acest lucru se datorează faptului că socotesc că aceasta este adevărata idee despre om și nu pentru că aș observa că civilizația noastră ar fi de fapt pătrunsă de această idee. Totuși, în pofida a tot, rezultă că omul civilizației noastre este omul creștin, mai mult sau mai puțin laicizat. Radu Carp, o filozofie a educației, așa cum o gândește Jacques Maritain și în România de astăzi, e ceva problematic, e o utopie sau în fond subtil, adânc, este o mare referință cât se poate de actuală în continuare? Da, acum cred că este pornit. În primul rând, vreau să felicit editura Spandugino pentru toate aparițiile editoriale. Mă uit aici, sunt toate cărți pe care unele le știam de mult, cum este această carte a lui Maritain sau cartea doamnei Del Sol, și pentru efortul de a pune în circulație asemenea idei. De ce? Pentru că Jacques Maritain e un autor foarte cunoscut în Occident și foarte ușor de tradus, întreaga lui operă, pentru că întreaga lui operă este editată. Există și un institut care îi poartă numele și care a editat toată opera lui. Deci, cartea aceasta se regăsește practic în toate bibliotecile importante din Occident și este o referință. De ce cred că este foarte bine că s-a tradus această carte și încă o dată felicitări pentru Mirona Tătaru Cazaban. Și eu am tradus la rândul meu mai multe cărți și îmi dau seama când o traducere curge pentru a putea fi lecturată și atunci când este o traducere mai puțin inspirată și apar niște frânturi de fraze care nu mai pot fi înțeles în limba română. E o traducere excelentă, se poate citi foarte cursiv, se poate înțelege exact ceea ce a vrut să spună autorul. Și în acest punct de vedere, cred că merită toate felicitările noastre. Despre carte propriu-zisă. Sunt puține reflexii în secolul 20 de o asemenea valoare despre educație. De fapt, sunt patru mari autori, dacă stau să mă gândesc, care au reflectat despre educație într-o perspectivă mai largă, nu din perspectiva unui policy paper în care vrem să facem o reformă. Nu. Este Jacques Maritain, care s-a tradus în limba română, este Bertrand Russell, care de asemenea s-a tradus în limba română, sunt câteva reflecții ale lui Michael Oakeshott, celebru cântor conservator britanic, din păcate acestea nu sunt traduse în limba română, un singur text al lui despre educație este tradus, dar fragmentar, și mai este un autor francez, care Gerard Granel, care este tradus în limba română, o carte a lui despre universitate. De ce sunt importante toate aceste scrieri? Sigur, iar ultimul autor vine într-o perspectivă mai de stânga, în timp ce Oakeshott și Maritain vin într-o perspectivă mai conservatoare, mai creștină, în fine. De ce sunt importante toate aceste cărți? Pentru că reprezintă o reflecție asupra educației pe care nu o regăsim în mod obișnuit. Noi ne-am obișnuit într-un limbaj, să vorbim despre educație, într-un limbaj foarte tehnic și să vorbim despre educație numai la nivelul experților, la nivelul specialiștilor. Ori iată că Maritain ne arată faptul că putem oricând vorbi despre educație. Chiar și dacă nu suntem părinți și suntem, să zicem, direct interesați de educație, putem înțelege mizele educației.
chiar dacă nu facem parte din sistemul educațional, predând la școli, licee, universități, putem înțelege mizele educației și de aceea este importantă această carte. Mai este importantă pentru că dacă ceilalți gânditori încearcă să vorbească despre educație din perspectiva eliberării omului de, să zic așa, de un balast pe care îl capătă, prin simplu fapt că există în societate, Jacques Maritain ne vorbește despre educație din perspectiva omului. Cum anume se formează omul? E posibil, și asta e o întrebare care este valabilă și astăzi, e posibil ca omul să se formeze sau este deja format? Ce anume aduce nou educația în evoluția spirituală a unui om? Și asta este în continuarea reflecțiilor despre educația ale lui Jacques Maritain. E foarte important faptul că Maritain, când scrie această carte, deja avea o experiență foarte bogată în domeniul educațional, dar atenție, în carte nu vorbește despre ea. Pentru că el însuși consideră că această experiență pe care a căpătat-o predând tinerilor generații este relevantă, dar nu într-atât de relevantă pentru a discuta despre educație la un nivel superior. Un nivel superior însă care, așa cum am spus, poate fi foarte ușor înțeles de către toți cei care citesc această carte și aș încheia spunând că această carte ne arată cât de departe suntem în România în legătură cu felul în care gândim despre educație. Am avut-o înainte de această lansare, am avut o experiență interesantă, am oferit exemplarul care l-am luat după ce l-am parcurs, după ce am citit, am oferit exemplarul meu unui tânăr licean, mă rog, care termină acum liceul. Mi-a spus că în primul rând n-a avut timp, după care a avut timp și mi-a spus clar că este o cu totul altă perspectivă, că nu se aștepta ca despre educație să se vorbească în acest fel. În așa fel încât această carte este relevantă nu neapărat pentru noi deja o cunoaștem, ci pentru tânăra generație și mă bucur pentru faptul că astăzi avem alături de noi și foarte mulți tineri care merită să cunoască această carte. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, Radu. Cred că trebuie închis microfonul. Îți propun să mai rămânem puțin la pachetul de idei pe care l-ai formulat aici atât de convingător. Avanzani, cel care comentează eseul lui Jacques Maritain, face următoarea notație. Cât despre fragmentarea ideologică ce dezorientează deja practicile educative, în absența deciziei privitoare la ce tip de om și de societate vrem să avem, Jacques Maritain indică faptul că o carte democratică ce stabilește denominatorul axiologic minimal trebuie să fie însoțită de un pluralism autentic. Închei citatul. Ce subminează sau ce aruncă în aer astăzi, poate chiar în România, acest pluralism autentic din punctul tău de vedere, Radu Carp? Da, cred că e în regulă acum. Cred că această carte a lui Maritain ne arată că putem gândi educația și altfel, așa cum am spus, altfel decât o gândim. Pentru că noi o gândim în direcția unui șir infinit de reforme și nu înțelegem de ce toate eșuează. În general, reformele în educație, să știți că eșuează tocmai pentru că nu privesc, nu au în centru atenției omul. Da? Ce anume trebuie să cunoască omul, cum anume trebuie să fie pregătit pentru viață. Să știți că nu există un sistem educațional perfect, nu există. Fiecare sistem are
plusurile și minusurile lui. Dar cred că cel mai important este să înțelegem că nu există un asemenea sistem, că fiecare sistem are deficiențele lui și punctele de excelență și să încercăm să preluăm pe cât posibil din experiențele care sunt într-adevăr de succes. Dacă avem iluzia că un singur sistem este bun, vom eșua. Mulțumesc, Radu Carp. Spuneam la începutul acestei lansări, dezbateri, că încercăm să construim o stare de spirit și pentru că suntem într-o mică alveolă, într-o mică comunitate, s-a născut în această mică comunitate o nouă ordine spontană. Îi suntem foarte recunoscători lui Bogdan Tătaru Casabianca, s-a alăturat panelului nostru și vreau să-l invit să ne spună cum citește dumnealui o filozofie a educației de Jacques Maritain, liniile ei directoare. Mulțumesc! Sper că se aude. Am vrut să intervin puțin și mulțumesc pentru îngăduința aceasta. Nu doar pentru că am o coresponsabilitate alături de Miruna, soția mea, în ceea ce privește colecția și alegerea acestui autor și că îmi face plăcere să fim împreună cu prietenul nostru, profesorul Radu Carp, care a apreciat de când a auzit că a apărut această carte, ne-a spus că e foarte bucuros și că ne este alături și ne susține. Nu doar pentru aceste lucruri, ci pentru a vă spune, cred, care este miza pe care am simțit-o de la bun început și argumentul pentru care a apărut această carte, care e într-o colecție, cum v-a spus Miruna și cum a prezentat pe larg și Radu Carp, într-o colecție care e dedicată problemei transmiterii și mai ales problemei educației. Am încercat să punem împreună și aceste două. Și cred că miza importantă a lui Jacques Maritain a fost aceasta, distinția între educație, a primi o formare prin procesul educației și a învăța sau a fi instruit, între educație și instrucție. Educație e un proces care durează toată viața. Este, dacă vreți, ceea ce țintește spre formarea persoanei umane în integralitatea ei. Instrucția este ceva ce noi asimilăm, încercăm să asimilăm pentru a practica o meserie. Și atunci, această mare distinție orientează deja câmpul dezbaterii. Nu? Pentru că atunci când vorbim despre o filozofie a educației, vorbim despre finalitatea acestui proces care durează toată viața și care este împlinirea persoanei umane în ceea ce are ea mai reductibil. Adică în specificul fiecăruia dintre noi ar veni. Instrucția e ceea ce încă o dată încercăm să dobândim făcând diferite meserii, care, evident, nu ne scuză de la a participa la marele fenomen al educației care cuprinde, ne traversează viețile și cuprinde societățile în care noi evoluăm. Jacques Maritain oferă perspectiva unui filozof creștin, e un personaj dincolo de autor, e un personaj absolut extraordinar, fascinant, care a avut o căsătorie extraordinară. Amândoi un cuplu, Jacques și Raisa Maritain, au fost un cuplu care a avut o enormă influență în prima parte a secolului al XX-lea în lumea catolică, pentru că ei erau catolici, convertiți din tinerețe, dar nu numai în lumea catolică, ci și în lumea largă, să spunem, experiența lui americană a fost extraordinară, influența gândirii lui inclusiv asupra personajelor politice din America de Sud, de pildă, care s-au revendicat de la gândirea lui creștin-democrată. Cu alte cuvinte, aveți în față și avem în față un autor care a fost cu adevărat un personaj important al culturii noastre, să spunem, europene și americane, și cumva noi încercăm să recuperăm în felul acesta o reflecție care, în pofida faptului că ea a fost gândită în cadrele din anii 40-50, își păstrează în bună parte o actualitate, aș spune, quasi profetică,
veți vedea parcurgând aceste pagini, care nu sunt pagini tehnice, sunt pagini de viziune, și veți vedea cum acest filozof, care toată viața a vrut să fie filozof, un filozof creștin, a ilustrat acest ideal al filozofului creștin în viața lui prin tot ceea ce a făcut, a gândit cum se poate transmite unor generații care cresc în alt mediu decât cel în care, în altă cultură, în altă epocă decât cea în care el a fost format, el și soția lui s-au format, cum se poate deci transmite ceva care să fie, pe de o parte, cum să vă spun, un element constitutiv al tradiției creștine și, pe de altă parte, să fie propriu modernității. Pentru că Jacques Maritain este și un modern și un antimodern. Iar el în tinerețe spunea că este, din acest motiv, un ultramodern, ca să depășească tensiunile astea. Mulțumim foarte mult, Bogdan Tătaru Cazaban. Ne bucurăm că sunteți împreună cu noi și în felul acesta. Colecția Perpetu, coordonată de Miruna Tătaru Cazaban și Bogdan Tătaru Cazaban, își propune, citez acum, să tematizeze de-a lungul unei serii de lucrări esențiale această capacitate minunată a ființei umane de a transmite sub diferitele sale ipostaze, dăruind înțelepciune și bunăvoință, oferind modele de viață, încurajând dezvoltarea aptitudinilor individuale. Cărțile din această colecție ne adresează astfel fiecăruia dintre noi o invitație de a ne descoperi inepuizabila bogăție interioară pe care o avem de transmis. Între titlurile apărute la editura Spandugino în colecția Perpetu, Celine Alvarez, Transmiterea, Marie-Claude Blaise, Marcel Gaucher, Dominique Otavia, Transmite, A învăța, George Bondor, Tansul măștilor, Nietzsche și filozofia interpretării, Nucio Ordine, Utilitatea inutilului manifest. Mă întorc acum către doamna Miruna Tătaru Cazaban, către sufletul acestei ediții românești și atât de prețioase a unei filozofii a educației de Jacques Maritain, și întreb direct: cine poate să devină Jacques Maritain, cel de aici, pentru noi? Cine poate el să fie? Să ne fie? Da, mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Cred că tocmai aceasta a fost și bucuria mea, de a traduce o carte a lui Maritain, care face parte dintr-un domeniu pentru care el nu este foarte cunoscut în România. E adevărat că, cum spuneam mai devreme, principalele lui lucrări s-au tradus. E vorba de scrierile lui, în primul rând, de filozof tomist, cum spuneam, de scrierile lui politice chiar, și aș vedea această carte, în primul rând, din perspectiva educației, dar și ca o completare la lucrarea lui din 1936, și anume Umanismul Integral. Această lucrare cred că trebuie privită ca o completare a celei din 1936, deși e scrisă la mai bine de 3 decenii după aceea. Și cred că dacă citim educația, așa cum o spune Maritain, ca pe o artă, dacă primim educația ca pe o artă morală, trebuie să fim atenți și la pericolele de care ea este pândită, la erorile pe care sistemul universitar și nu numai, sistemele de educație în genere le comit. Și în privința acestor erori, Maritain face chiar un adevărat repertoriu. El spune că încercarea de a obține rezultate imediate sau dorința de a nu pune, sau nu dorința neapărat, ci faptul de a nu pune omul în centrul educației, toate acestea ajung să aibă niște consecințe de fapt fatale pentru educație înțeleasă ca formare. Educația nu mai reușește să fie formare, ci o simplă achiziție de cunoștințe în care tehnica și multe alte lucruri, iluzia unei meserii care trebuie dobândită foarte repede, ajung să fie prioritare, iar chestiunile morale, chestiunile legate de ce transmitem prin educație, să rămână în plan secundar sau chiar să fie ignorate. De aceea m-am bucurat mult să traduc această lucrare, pentru că ea ne ilustrează un alt fel de Maritain, un ultramodern, cum spunea și Bogdan mai devreme, un autor care nu trebuie citit ca cineva care polemizează cu
progresul nici într-un caz, ci care încearcă să asimileze tot ceea ce poate fi benefic pentru procesul educației și să integreze, de fapt, toate aceste elemente într-o viziune care rămâne până la urmă aceea unui umanist. Nu? Nu întâmplător, lucrarea din 1936 este una dintre cele mai cunoscute lucrări, dintre cele care nu sunt strict politice. Apoi el este cunoscut, evident, ca teoretician al creștin-democrației. Nu? Aș spune că lucrările lui de filozofie politică rămân și cele mai actuale. Poate cele care sunt strict legate de gândirea tomistă pot suporta astăzi alte interpretări ale lui Toma, care să fie poate mai ușor diferite și poate mai aproape de spiritul, să spun așa, medieval. Dar ca filozof politic și, iată, ca filozof al educației, cred că Maritain este e un punct inconturnabil, aș spune. Mi-a servit nu o minge, ci un set de mingi la fileu pentru încheiere. Alesesem și aleg în continuare, insist, să dau acest citat din Jacques Maritain în traducerea dumneavoastră. Încă o dată, Miruna Tătarul Cazaban traduce această carte și semnează și un consistent și excelent eseu însoțitor, o postfață la această carte. Citez așadar: faptul de a da educație un sens mai profund al experienței, de a o aduce mai aproape de viața concretă și străbătută de la început de preocupări sociale, reprezintă un progres pe care educația modernă, de care educația modernă este pe bună dreptate mândră. Totuși, pentru a-și atinge scopul pe deplin, această reformă necesară trebuie să înțeleagă și faptul că, pentru a forma un bun cetățean și un om civilizat, ceea ce contează înainte de toate este centrul interior, sursa vie a conștiinței personale, unde iau naștere totodată și idealismul și generozitatea, simțul legii și simțul prieteniei, respectul pentru celălalt și, în același timp, o independență fermă rădăcinată față de opinia comună. Cum e la televiziune, reiau, replay. Totodată, pentru a-și atinge pe deplin scopul, această reformă necesară trebuie să înțeleagă și faptul că, pentru a forma un bun cetățean și un om civilizat, ceea ce contează înainte de toate este centrul interior, sursa vie a conștiinței personale, unde iau naștere totodată și idealismul și generozitatea, simțul legii și simțul prieteniei, respectul pentru celălalt și, în același timp, o independență ferm înrădăcinată față de opinia comună. Doamnelor și domnilor, am fost împreună cu Miruna Tătarul Cazaban, traducătoarea acestei cărți minunate a lui Jacques Maritain, O filozofie a educației. Am fost împreună cu Ioan Stanomir, am fost împreună cu Radu Carp, am fost împreună cu Bogdan Tătarul Cazaban la această discuție de la standul editurii Spandugino. În 10-15 minute urmează o alta în marginea cărții Sfârșitul creștinătății de Chantal Delsol. Ne reîntâlnim cu Teodor Baconski, cu Bogdan Tătarul Cazaban și cu Petre Guran. Vă mulțumim foarte mult!